Salutare! Migdalele sunt foarte bune pentru sănătate și sunt recomandate, în special celor care țin cură de slăbire, dar consumate cu moderație, pentru a nu ajunge la efecte secundare. Dar de ce nu trebuie să exagerăm cu consumul lor? Iată 9 motive. 1. Consumul excesiv de migdale poate provoca probleme de constipație și alte probleme gastrointestinale, precum balonarea, durerile abdominale și diareea. 2. O porție de 30 de grame de migdale conține aproximativ 160 de calorii. Consumarea acestora, pe lângă alimente nesănătoase sau procesate, poate duce la creșterea nedorită în greutate. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele sedentare. 3. Alergii. Deși sunt de obicei sigure pentru consum pentru majoritatea oamenilor, uneori ele pot provoca alergii, iar consumul excesiv poate duce la reacții alergice severe, precum ar fi anafilaxia. 4. Supradoza de vitamina E. Migdalele sunt cunoscute pentru conținutul lor bogat în vitamina E. Un exces de vitamina E în organism poate împiedica procesele de coagulare a sângelui din corp și poate duce chiar la repercursiuni grave, cum ar fi hemoragia. 5. Pietre la renichi. Migdalele sunt bogate în oxalați, iar persoanele cu pietre la renichi ar trebui să evite consumul de migdale în exces. Se știe că oxalații din migdale sunt mai biodisponibili, iar 100 de grame de migdale pot conține până la 470 de mg de oxalați. 6. Toxicitate. Migdalele care sunt amare la gust pot provoca o otrăvire cu cianură la un consum exagerat. Migdalele amare pot conține o concentrație de acid cianhidric, cianura, de 40 de ori mai mare decât cele dulci. 7. Arsuri la stomac. Dacă ați fost vreodată diagnosticat cu reflux acid sau cu boala de reflux gastroesofagian, ar trebui să vă limitați consumul de migdale, deoarece acestea sunt bogate în grăsimi. 8. Interacțiunea cu medicamentele. Migdalele sunt foarte bogate în mangan, un oligoelement crucial. 100 de grame de migdale conțin aproximativ 2,3 grame de mangan, ceea ce este cu mult mai mult decât necesarul zilnic al organismului. Nivelurile ridicate de mangan din organism pot interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi laxativele și medicamentele pentru controlul tensiunii arteriare și antibioticele. 9. Absorpția redusă a nutrienților. Migdalele sunt pline de fibre dietetice, dar consumul prea mare de migdale poate afecta capacitatea organismului de a absorbi nutrienții din alimentele pe care le consumă. Dar mai multe citește pe universul cunoașterii.ro.